Bună ziua! Lecție de limba română pentru elevii de clasa 8-a. Lecția este din manual. După ce vă abonați, vă rog să deschideți cartea la pagina 149. Astăzi vom vorbi despre complementul prepozițional. Pentru aceia care nu au cartea, voi arăta imaginea și îi voi ruga să facă o captură de ecran. Gata? Este o lecție ușoară, frumoasă și voi încerca să o explic cât se poate de clar. Dragii mei, complementul prepozițional înainte vreme se numea complement indirect în cazul acuzativ. Determină un verb ca toate complementele și răspunde la o întrebare care conține o prepoziție. Pentru cine, pentru ce, despre cine, despre ce, la cine, la ce, către cine, către ce, și așa mai departe. Explorare, exercițiul 1. Indică termenii cu funcție sintactică de complement prepozițional din textul de mai jos, precizând părțile de vorbire prin care se exprimă. Adevărul era că de ceva vreme sufletul său era plin de un dor nedefinit. Tânja după ceva, însă nu știa după ce anume tânja. Fapte de vitejie nemai văzute, poate că ar trebui să plec în lume, departe de regat, își zicea cavalerul. Textul face parte din Doar un zbor al valetului de cupă, de Adina Popescu. De ce era plin? De un dor. De un dor este complement prepozițional exprimat prin substantiv comun cu prepoziție. După ce tânja, după ceva. După ceva este complement prepozițional exprimat prin pronume nehotărât, cu prepoziție, evident. Ce nu știa? După ce anume. După ce anume este complement prepozițional exprimat prin adverb cu precedat de, nu. Ce este pronume relativ, anume este adverb și sunt precedate de prepoziția după. Acestea sunt. Exercițiul 2. Menționează ce părți de vorbire sunt termenii regenți ai complementelor prepoziționale identificate în textul de la exercițiul 1. De un dor determină verbul la mod nepersonal, plin, care are funcție sintactică de nume predicativ. După ceva determină verbul predicativ tânja, cu funcție sintactică de predicat verbal. După ce anume, determină verbul predicativ tânja cu funcție sintactică de predicat verbal. Exercițiul 3. Care este predicatul în enunțul de mai jos? Ce funcție sintactică are cuvântul colorat? Vai de voi! Predicatul este interjecția vai. Și cuvântul scris colorat de voi are funcția sintactică de complement prepozițional. De cine vai? De voi. Exercițiul 4. Selectează enunțurile în care există complemente prepoziționale. S-a înfuriat pe Ionel. Nu există complement prepozițional. L-a înfuriat pe Ionel.
Nu există complement prepozițional. Dăruiește mărțișoare la 3 colege. Nu există complement prepozițional. Se referă la 3 colege. La cine se referă? La colege. Această propoziție conține complementul prepozițional la colege și o veți sublinia. Reperele, dragii mami, le citiți voi. Aplicație, exercițiul 1. Transcrie complementele prepoziționale din banda desenată extrasă din romanul grafic Aventuri din Mumilandia de Tove Jensen, precizând prin ce sunt exprimate. Vai de mine că urât mai vorbesc. De mine este complement prepozițional. De cine vai? Este exprimat prin pronume personal cu prepoziție. Trebuie să fie de la un marinar. De la cine să fie? De la un marinar. De la un marinar este complement prepozițional exprimat prin substantiv comun, care s-a lăsat de înjurat. De ce s-a lăsat de înjurat? Este complement prepozițional exprimat prin verb la participiu cu valoare adjectivală uneori. Și-a aruncat toate bunurile, băuturile peste bord. Nu mai sunt. E, să știți că chiar nu înțeleg, nu văd ce scrie aici. Astupați-vă urechile, dragilor. Nu avem complemente prepoziționale. Exercițiul 2 indică ce părți de vorbire sunt termenii regenți ai complementelor prepoziționale indicate la exercițiul anterior. Termenul regent al complementului prepozițional de mine este interjecția predicativă vai. Termenul regent al expresiei al complementului prepozițional de înjurat este verbul predicativ a lăsat. Atât. Vă mulțumesc pentru că ați participat la acest curs. Dacă ați înțeles complementul prepozițional și v-a plăcut lecția, lăsați un like. Nu uitați să vă abonați și reveniți pentru alte lecții de limba română și de limba engleză. La revedere!